Vladimir Putin, un maestru în ascunderea averii Cu ochii lumii ațintiți fix pe Vladimir Putin, lumea dorește să afle tot mai multe detalii despre viața secretă a liderului de la Kremlin. Se știe că a divorțat de prima sa soție, Liudmila Șcbneva, dar nu este clar câți bani a primit femeia după acordul de divorț. Se presupune că a devenit milionară după încheierea căsătoriei. În 1983, Vladimir Putin s-a căsătorit cu Liudmila Șcbneva. În acest moment al vieții sale, Putin era un agent KGB. Putin a devenit președintele interimar al Rusiei când el țin și-a dat demisia, iar în 2000 și-a îndeplinit primul mandat prezidențial. Din acel moment, el a fost liderul de facto al Rusiei. În această perioadă, a avut două fete cu soția sa. Cu toate acestea, perechea s-a despărțit în 2008, iar în 2014 divorțul lor a fost finalizat. Câți bani a primit Liudmila după divorț? Conform legii ruse, Liudmila are dreptul la jumătate din salariul lui Putin, care ar putea ajunge la aproximativ 50.000 de dolari pe an. Cu toate acestea, este posibil să fi primit și anumite active ca parte a procesului de împărțire a proprietății. Pentru a determina întinderea adevărată a înțelegerii divorțului, trebuie să stabilim întinderea adevărată a bogăției lui Putin și aceasta nu este o sarcină ușoară. În 2007, averea oficială a lui Putin a fost raportată la doar 280.000 de dolari în fonduri plus un apartament în Sankt Petersburg. Dar acest lucru pare extrem de puțin, mai ales dacă luați în considerare faptul că Putin poartă în mod regulat ceasuri de mână care aparent valorează de șase ori salariul anual. Există zvonuri că adevărata bogăție a lui Putin este de miliarde datorită participațiilor la diferite companii rusești. Ceia a concluzionat odată că valoarea sa netă este probabil în jur de 40 de miliarde de dolari. Panama Papers a sugerat de asemenea că Putin deținea companii ofșor cu o avere netă de cel puțin 2 miliarde de dolari. Putin, un maestru în ascunderea averii. Nu există nicio îndoială că Putin este un maestru în ascunderea bunurilor. Acest lucru a făcut ca procesul de divizare a proprietății să fie incredibil de dificil pentru Liudmila, deoarece e posibil să nu fi fost capabilă să descopere diferitele conturi bancare și alte active deținute de Putin. Cu alte cuvinte, posibilitatea ca ea să fie ieșit din căsnicia cu Putin cu o înțelegere echitabilă chiar și de la distanță care se apropie de 50% de procente, este incredibil de mică. Dacă ceia nici măcar nu-și poate da seama câți bani valorează acest bărbat, probabil că nici propria lui soție nu a avut prea mult succes. Și totuși, fosta soție a lui Putin se scaldă în milioane de dolari.